În campania electorală de la Pătulele au fost implicați și elevii care circulă cu microbuzul școlii. Acesta a fost acoperit cu afișe USL. Primii care l-au reclamat pe primar au fost oamenii din sat, dar edilul nu a vrut să ofere explicații și a trimis pe angajații primăriei să dea ochii cu oamenii. Asta e a comunei Pătulele, mașina asta. Și toate utilajele, și pe ăla, și pe tractorul celălalt. Astea nu sunt proprietate personală. Nu sunt ale lui Țicu Ion, astea sunt ale comunei Pătulele. Nu știi că am licență. Nu, pentru că la ședință nu spune nimeni nimic. Am, le țineți toate ascunse pentru... Am, dar nu are! Țicu nu a trecut pe la primărie ore bune, deși se afla în timpul serviciului, lucru recunoscut până și de secretara sa. Este în timpul serviciului, avem zilele comune și sunt în teren. Când și-au dat seama că trebuie să explice și în fața presei de ce se face campanie electorală cu bunurile publice, oamenii lui Țicu au dat bir cu fugiții. De ce sunt afișe cu USL-ul pe microbuzul școlii? Că văd că ieșiți în față. Păi nu vă întreb pe dumneavoastră, că ați venit să mă întrebați dacă am aprobare sau nu. Păi nu vă întreb pe dumneavoastră. Aveți explicație? Aveți? N-aveți. Înseamnă că n-aveți. Localnicii îl acuză pe actualul primar că se folosește de toate mijloacele să instituie teroarea în comuna Pătulele. Domnul Țicu să vină chiar acum personal în fața mea să declare cum terorizează un sat întreg. Eu sunt de 23 ani în comuna asta și stau acolo chiar lângă primărie. Dumnealui amenință, chiar pe mine personal, pe soțul meu l-a amenințat că îl mută din comună. Pentru că nu suntem de partea dumnealui. Suntem în dezacord total cu domnul primar și cu faptul că la primăria comunei noastre se află în mare majoritate numai rudele dânsului în funcție de conducere. De asemenea, ne-am procopsit cu un viceprimar care a fost cercetat și condamnat pentru furt. Domnul Țicu a dovedit că este un om care nu mai merită să mai conducă primăria comunei Pătulele. 12 ani i-au ajuns, avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de oameni capabili care să nu facă oamenii să se invidieze și să se urască între ei. Într-o astfel de situație se impune declanșarea imediată a unei anchete a prefectului județului Mehedinți, întrucât în acest caz a fost încălcată grav legea. Este interzis ca bunurile publice și cu atât mai mult școala să fie implicate în campania electorală. Primarul comunei Pătulele a fost de negăsit inclusiv la telefon pentru a comenta situația.